Bună ziua tuturor! Mă bucur să ne regăsim și să continuăm astăzi călătoria noastră. Vă propun să ne oprim la Cârța și să vorbim despre ansamblu fostei mănăstiri cisterciene de aici. Cine erau cistercienii? Aceștia au fost un ordin călugăresc, apărut în Franța în secolul al XI-lea. Ei își dedicau viața lui Dumnezeu, muncii și nu credeau în lux. Munceau întreaga zi, cu pauze doar pentru rugăciune, erau vegetariani și duceau un trai auster. Principiul după care se ghidau era roagă-te și lucrează. În România au existat doar două mănăstiri ale acestui ordin, una la Igriș, în județul Timiș, care a fost distrusă de tătari și n-a mai fost refăcută, și cea de-a doua la Cârța, în județul Sibiu. Aceasta a fost singura care s-a păstrat și se păstrează și astăzi și a reprezentat în același timp prima construcție gotică din Transilvania. Și mănăstirea de la Cârța a suferit de-a lungul timpului distrugeri. De asemenea, pentru că călugării au renunțat în timp la traianul auster, regele Matei Corvin a decis desfințarea abației. Astăzi, ruina care se păstrează folosește ca loc de închinare pentru comunitatea evanghelică din Cârța. Pătrunzând în mănăstire însă, atrage privirea cimitirul și curtea interioară. Aici găsim statuia lui Roland, care simboliza dreptatea și libertatea, iar în cimitir sunt îngropați soldați căzuți în septembrie 1916, în timpul Primului Război Mondial. Atracția pe care o reprezintă ansamblul fostei mănăstiri cisterciene nu ține numai de vechimea pe care aceasta o are, ci și de mulțimea de legende care înconjoară existența acestei forțe fostei abații. Legenda spune că singura sursă de putere a călugărilor cistercieni era vinul. Ei posteau tot anul și se mulțumeau să mănânce doar brânză, castane și fierturi din frunze. Nu aveau chilii și dormeau cu toții pe jos, pe paie. Se trezeau la 3 dimineața și începeau lucrul, iar la fiecare 3 ore se opreau pentru a se ruga. Din cauza vieții austere, trăiau puțin, mureau tineri, 35-40 de ani. Călugării erau mormântați în cadrul fostei abații și locurile de veci ale acestora sunt înconjurate de legende. Sunt martori care susțin existența unor fenomene paranormale la mănăstire. Ei spun că la parter și în beciuri scaunele se mișcă și zidurile tremură. Oare o fi așa? Sper că v-am stârnit măcar interesul. Până data viitoare vă mulțumesc și vă spun la revedere!